Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți. A fost haos în Guvernul României astăzi, premierul Tudose, după aproximativ 2 ore de ședințe, a fugit. Da, premierul României a fugit din ședința de guvern, i-a lăsat pe miniștri să dezbată ceea ce era de dezbătut, fără ca el să fie prezent. Astăzi Tudose trebuia să treacă prin guvern. Celebra revoluție fiscală a PSD, da? Modificarea codului fiscal, nu s-a mai întâmplat. Tudose a spus că nu trece nici astăzi modificarea codului fiscal și nici miercuri, atunci când ar trebui să fie o nouă ședință de guvern. Ministrul de Finanțe, Mișa, da, care ne-a obișnuit cu tot felul de declarații ciudate în ultima perioadă, Mișa spune că el a și-a luat toate avizele și că urmează să bage modificarea codului fiscal în guvern miercuri, da? Deci premierul și Mișa vorbesc pe două voci diferite. Este un scandal monstru pentru că aleșii locali ai PSD, în frunte cu Gabriela Firea, spun că aceste modificări, da, ar paraliza, ar tăia din bugetul de investiții ale orașelor din România și ale comunităților locale. Au făcut ei un calcul acolo la PSD, doamna Firea, și a spus: capitala României va pierde nu știu câte miliarde de euro dacă se va introduce noul cod fiscal, modificările astea mult discutate. Așadar, revoluția fiscală a celor de la PSD s-a dezumflat nici neîncepând bine, da? Domnul Valentin Ionescu alături de noi, bună seara, domnule Ionescu. Avocata Eliza Ene Corbeanu, bună seara, doamnă. Bună seara. Alex Macoveciut, consultant politic, și Marius Ghilezan, bună jurnalist. Bună seara. Valentin Ionescu, trebuie să încep cu tine. Cred că ultima dată când am făcut emisiune am discutat despre discuțiile care erau înmugurate atunci, da? Erau doar muguri de propuneri care le-am văzut, da, puse într-un cod fiscal, da, de către cei de la PSD, care se pare că nu va mai fi implementat. Oamenii ăștia zi de zi retractează ce propun acum, da, cu câteva, adică, zile înainte. Tehnic, nu politic. Din punct de vedere tehnic, nu există un obiectiv care să poată fi explicat după o raționalitate economică. Un obiectiv cât de cât măsurabil, care să se dea un beneficiu, nu mă refer la altceva, dat fiind faptul că reducerile propuse, mai cu seamă reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%, afectează veniturile directe ale statului și pe această cale transferurile interguvernamentale, la care face referire parțial doamna Firea. Dumnezeu vede o bucată dintr-un întreg, dar impozitul pe venitul global contribuie la reechilibrarea bugetelor locale. Altfel spus, completează veniturile proprii ale orașelor, comunelor și județelor. Bun, și atunci oamenii ăștia proporțiile stabilite de legea finanțelor. Domnule Ionescu, haideți să ajungem la esența discuției. Ceva în cap au, în sensul că obiectivul politic probabil ar fi acela de a-și fideliza o parte din personalul care este angajat în sectorul public, funcționar la nivel local sau, hai să spunem, atenuarea unor conflicte în sistemul de învățământ și cel sanitar, pentru că măsurile astea trebuie legate și de legea salarizării unitare, atenție, și respectiv de majorările propuse începând cu 1 ianuarie, pe care însă eu nu le văd realizabile. Da? Deci aici sunt mai multe lucruri. Eu v-am spus că am mai făcut și niște calcule, este adevărat, fără scăderea impozitului pe venit, și mi-a rezultat o scădere de salariu de 21% și altora le-a dat cam tot pe acolo. Acum, dacă apare și această reducere de impozit pe venit, este foarte adevărat că nu mai apare o reducere de venit la angajator atât de mare. O să fac calcule și o să le prezint, să știți, cu încă cineva, să vedem ce iese în sectorul privat mai cu seamă, dar în sectorul public s-ar putea să nu iasă o pierdere. Acum, eu v-am spus ce cred eu ca obiectiv politic. Pe de altă parte, constat așa, constat pe lângă pierderile devenit fiscal pe care văd că acest partid, mă rog, guvern, nu știu, și le asumă, începând cu anul 2018, există o incoerență în actul guvernamental. Eu am fost demnitar și pot să spun următorul lucru, că ați menționat ce face domnul Mârșa, Mișa, nu-i rețin numele. Mișa. Am spus că nu-i rețin numele și câteodată mă blochez. Nu pot să rețin anumite nume, dacă nu contează. Deci acest om
își sabotează primul ministru. Eu nu sunt simpatizantul primului ministru. Nu sunt deloc simpatizantul PSD. Dar în momentul în care un ministru își sabotează primul ministru, este impardonabil. Deci omul ăsta trebuie să plece de acolo. Afară? Păi nu mă întrebați pe mine de ce nu-l dă afară. Alex Macoveciu. În ședință doar atât mai am de menționat. Deci ordinea de zi pentru o ședință de guvern o stabilește secretarul general al guvernului împreună cu primul ministru. Că de-aia coordonează un guvern, primul ministru. Cum poate să vină ministrul finanțelor să spună, păi știi că miercuri introducem în ședință de guvern propunerea legislativă? Cine e el să stabilească asta? Alex Macoveciu, cheia politică a scandalului ăsta care ar fi? Pentru că acum se amestecă taberele. Ionuț Mișa e în tabăra lui Dragnea sau în tabăra lui Tudose? Păi, noi am fost în emisiunea asta când arătam că Ionuț Mișa este mai curând în tabăra lui Dragnea decât în tabăra lui Tudose. Că de asta la un moment dat Tudose cumva a încercat, nu neapărat să-l dea afară, dar să-i facă viața suficient de grea încât să se ceară singur afară. Și nu s-a cerut singur afară și acum probabil că este varianta B în care încearcă să îi spune totuși că face mai mult rău decât bine. De ce nu poate să-i ceară acum pe față plecarea după episodul Plumb Șaide și, mă rog, cexul ăla și împăcarea de-a doua zi și ce-a mai fost? Este pentru că nu, în politică trebuie să alegi bătăliile și asta nu este încă o bătălie care merită purtată. Plus că Mișa se și cere foarte mult afară, adică el nici nu știe când să se oprească așa. El nu știe că cea mai mare problemă în politică nu este dușmanul răului în politică, binelui în politică, pardon, nu e rău, ci mai binele. Ori Mișa de la audierea în care trebuia să primească avizul pentru votul plenului, le-a făcut probleme cu pilonul 2 de pensii. Au trebuit să iasă împreună Dragnea, Tudose și cam toată lumea. Eu ce înțeleg atunci? Acest Mișa este în gașca politică a lui Dragnea și practic îl sabotează pe Tudose sau Tudose îi caută nod în papură? Pentru că eu nu l-am văzut pe Tudose. Trebuie să împărțim din punctul meu de vedere, cum să spun eu, supărarea față de toți. Tudose nu a spus nimic săptămâna trecută când a ieșit Mișa și a anunțat că scade impozitul pe venit, că taie pilonul 2, toate nebunile astea care au bulversat tot mediul economic. Tudose a tăcut. Da, l-a lăsat să-și bată capul de pereți. Și acum o să vină totuși să spună probabil cu autoritatea întregului guvern, că eu înțeleg că problema pentru care am ședința asta este că nu avem fie un consens, fie o validare sau o garanție, că altfel nu înțeleg de ce amânăm ședința în sine. Da? Și vine Tudose și spune, noi, guvernul României condus de mine, spunem că o să facem așa. Două puncte. Și ce vrea Mișa să facă după asta este problema lui Mișa sau lui Dragnea. Cel puțin politic așa pot să înțeleg, pentru că altfel nu are sens la câte declarații lui Mișa a nuanțat sau adăugit sau clarificat sau contrazis Tudose până acum, de ce să fi lăsat pe asta dacă... Marius Ghilezan, ai văzut guvernări, ai văzut tot felul de bâlbe, tot felul de politicieni mai buni, mai proști. Oamenii ăștia de la PSD intră cu un proiect de cod fiscal, l-anunță săptămâna trecută, cu surle și tâmbițe, da? Nou cod fiscal, noile modificări. Intră în guvern astăzi, Tudose iese din ședință după aproape două ore și spune nu trece, nu mă interesează, nu o să fie niciun cod fiscal. Oamenii ăștia guvernează sau își bat joc de noi, de fapt? Ce se întâmplă aici? E o incoerență crasă de comunicare și nu știu să facă socotelile. Ați văzut toate televiziunile, vin și fac anumite socotelilor, le iasă cu minus. Faptul că întreg executivul și că domnul Tudose nu vine să explice la ce e bun acest nou cod fiscal, când președintele a ridicat o minge și a spus că în socotelile lui au fost câțiva lei acolo, în minus. Și n-a venit să explice de ce trebuie această modificare a codului fiscal. Lumea nu înțelege. Noi care nu suntem economiști, nu înțelegem la ce aflarea asta întreabă cu modificările. Sigur că dacă ne uităm pe panta meserilor liberale, vedem că se reduce la 7,5% pentru drepturile de autor, la avocați, reducerea la prestări de servicii, dar în sumă totală, cum va reuși să construiască bugetul, nu explică și faptul că îl lasă pe Mișa să se descurce singur, nu e o calitate din partea premierului. Păi da, Mișa nu iese la declarații și la propuneri după ce ia avizul premierului Tudose? Se apucă el de capul lui?
Aici e un mister, parcă suntem misterele Parisului, doamna avocat. Există o explicație, ori nu înțelege ce îi se explică, ori sunt ca doi străini și fiecare comunică mesajul pe care consideră, nu știu, unul dintre ei, că tot vorbeați dacă este... Sau mai este, mai este principiul acela, dacă nu reușești să-i convingi, măcar amețește-i de cap, că cu siguranță toată România e amețită de cap, și mediul de afaceri, și inclusiv cei care lucrează la stat sau cei din guvern. Dar nu cred, ar trebui să, nu știu, să plecăm din stat de la premisa că există un consens acolo între ei și eu nu cred că există, sincer. Oricât am vrea să le căutăm o justificare pentru... de bandada asta care se întâmplă în prezent, până la urmă, chiar și ministrul Mișa, dacă îl întrebăm dimineața la ora 7 ceva, sunt absolut convinsă că până seara ori se contrazice, ori nu mai recunoaște. Despre asta e vorba și referitor la codul fiscal. Până la urmă, lumea intrase așa într-o stare de obișnuință cu modificările codului fiscal în fiecare an, le așteptam, chiar dacă nu și le dorea nimeni, știam că vine și legislația fiscală cred că este cea mai modificată, motiv pentru care nici nu putem să spunem că există o coerență. Dar acum ce face PSD-ul, nici măcar nu-și mai asumă o modificare anunțată cu surle și trâmbițe, dimineața aflăm ceva, până seara ne dăm seama, ne realizăm că între ministrul de finanțe și primul ministru nu există niciun fel de comunicare și până la urmă singura concluzie pe care o putem trage este că PSD-ul la ora actuală chiar nu are niciun fel de direcție. Își asumă, așa cum spunea și domnul mai devreme, o colectare foarte slabă pentru 2018, își asumă probabil un buget pe care habar n-au cum să-l încropească și își asumă și eventuale pierderi pentru că, nu știu neapărat asumă, nu știu dacă e cel mai potrivit cuvânt, dar n-au ce face, au ajuns într-un punct în care merg din inerție și ce-o fi să se întâmple, să se întâmple. Domnule Valentin Ionescu, revin la expertiza dumneavoastră. Țara asta a avut alegeri în decembrie anul trecut. În decembrie anul trecut, 2016, țara părea așezată cât de cât pe niște direcții bune. Era creștere economică, a fost și în 2015 și în 2016, a fost creștere și anul acesta. Deci lucrurile parcă mergeau bine. Și au venit ăștia și au început să răscolească casa numită România, da? Dulapul aruncat în sufragerie, scoase vasele din bucătărie, o întreagă nebunie. Pentru ce? Pentru ce, domnule Ionescu? Pentru că cifrele complicate, înțelegi? E suficient să le citești, să-ți dai seama, se pierd bani la bugetul de stat dacă bagă codul ăsta fiscal. Îți vine Consiliul Fiscal și spune, domnule, îți dau aviz negativ, pentru că nu pierzi bani în partea alaltă, pentru că impozitul pe venit îți duce și staie bugetele de investiții ale comunităților locale, exact. Și multe și multe alte tâmpenii. Sindicatele ți ies în stradă, patronatele ți ies în stradă, dar și sindicatele și patronatele în același timp spun, domnule, e o tâmpenie, opriți-vă. Sunt da? Chiar sunt mai multe costuri decât menționează codul fiscal, pentru că, mă rog, nu e sarcina codului fiscal, se estimează depindă costurile sectorului privat, ca urmare a faptului că se transferă contribuțiile de la angajat la angajator, deși culmea tot angajatul le plătește. Atenție. Da, corect. Așa, nu? Nici nu se menționează cât costă ca să schimbi, de pildă, 5 milioane de contracte de muncă. De fapt, sunt mai mult de 5 milioane. Sunt și atunci, repet obsesiv, deci este, pentru că trebuie să fie ceva la mijloc, domnule Ionescu. Nu, există decât o raționalitate strict politică. Ei nu gândesc în termeni economici, nici nu interesează. Pentru că au făcut un calcul așa. Deci, economia, din punctul lor de vedere, merge oarecum inerțial, după niște parametri stabiliți cu 3-4 ani în urmă, nici măcar de guvernul tehnocrat. Și, într-adevăr, a funcționat o perioadă așa, deși fac o paranteză acum, PSD, în perioada 2005-2008, a criticat vehement, de pildă, programul guvernamental de atunci, întrucât era focalizat pe consum. Numai că atunci existau și investiții private, existau și investiții publice, existau și investiții străine, chiar semnificative în perioada respectivă, în sectorul privat. Acum investițiile au dispărut aproape, guvernul nu mai face investiții, investițiile străine au scăzut pentru că investitorii străini nu găsesc aici un cadru predictibil și pe orice analiză de risc, primul lucru pe care îl analizez nu este, de pildă, dacă
cineva se certă la televizor sau pe stradă și dacă deciziile unui guvern sunt coerente sau nu. Asta este primul semnal de incoerență și de instabilitate politică într-o țară. Și care e motivația lor politică? Investești. Spuneți că o motivație politică. Singura motivație ar fi că își urmăresc un grup țintă, de pildă pe pensii și salarii, ceea ce e parțial, să spunem că au reușit. Parțial. Dăm foc la țară pentru majorarea de pensii și de salarii? Pentru că ei au socotit că economia va mai merge inerțial cum a mers anul ăsta, de pildă, și în 2018. Și de-abia în 2019 încep să schimbe lucrurile. Problema este că în 2020, confruntându-se cu alegeri parlamentare, iar în 2019, cred că nu greșesc, ci sunt prezidențiale și parlamentare, trebuie și atunci să ofere ceva. Deci, eu am impresia că ei nu au ieșit dintr-o logică electorală, țin în continuare la tipul ăsta de abordare, dovadă că sunt și câțiva purtători de cuvânt din partid, cum este ministrul muncii, respectiv ministrul finanțelor, și atunci toată activitatea guvernului este în momentul de față gripată, este blocată de acest tip de abordare. În sânul guvernului, sigur că oamenii, confruntându-se cu date concrete comparativ cu ce aveau anterior, când nu aveau date concrete, respectiv când au construit aberația aia de program de guvernare, acum văd o altă realitate, adică o altă realitate. Văd exact ceea ce se întâmplă până la urmă și care ar putea să fie consecințele deciziilor pe care le au. Domnul Tudose pare un tip realist, deși nu este un om cultivat, dar pare să-și dea seama totuși că situația nu mai poate să meargă în acest mod. Gabriela Firea, practic liderul PSD cu cea mai mare notorietate, intenție de vot și imagine pozitivă, îi aplică o lovitură sub centură lui Ionuț Mișa, ministru care a venit cu propunerile acestea de modificare a codului fiscal, și zice Firea așa, că acest pachet de modificări nu va duce la lucruri bune, ci dimpotrivă, pentru că vor fi bani mai puțin la buget pentru investiții. Ar fi o lovitură foarte mare pentru toate comunitățile locale, de aceea am solicitat și mă bucur că am primit un răspuns pozitiv și din partea premierului Tudose. Și ce avem noi aici, Alex Macoveciu, în continuarea discuției politice? O vedem pe doamna Firea care se sărută foarte prietenos cu Mihai Tudose la investirea lui Tudose și avem următoarele tabere. Premierul României cu doamna Firea pe de-o parte, salariaș și negoiță, primarul important de la sectorul trading capitală, și l-avem pe Mișa, pe de altă parte, pe Vâlcov, probabil, și pe Dragnea, da? Sunt două tabere. Unii care vor să impună modificările astea și alții care le blochează. Firea și Tudose sunt acum într-o tabără. Și întrebarea mea este următoarea. Firea și Tudose urmăresc să-l lase pe Dragnea fără conducerea partidului? Că asta miroase, că e o luptă. După ce au ieșit și oamenii în stradă, ieri, da, ura a fost canalizată spre Dragnea, Dragnea începe să simtă scaunul cum îi se mișcă. Dacă nu urmăresc asta, urmăresc poate un tronc de genul următor, unul ia partidul și altul caută să fie candidatul la prezidențiale și spun asta din două motive. 1. Firea nu este un actor dezinteresat. Țineți minte că în criza Grindeanu ea era cea mai vocală gură de foc a PSD-ului, s-a murugat tabere care cerea schimbarea lui Grindeanu din funcție. L-a acuzat că n-a făcut centura. Deci l-a acuzat, mă rog, de aproape cam toate lucrurile pe care putea să acuze un primar al Bucureștiului, l-a acuzat Firea pe Grindeanu în momentul respectiv. Bun. De ce? Pentru că avea nevoie să se valideze ca fiind un actor de partid și Grindeanu nu mai era un actor de partid. Tudose a fost un actor de partid. El nu a avut un conflict cu Dragnea sau cu PSD-ul, l-a spus să facem să fie bine ca să nu pierdem guvernarea. Și atunci nu este nici acest troc în care Firea vrea să fie candidat la președinție în 2019, știe că nu este nimeni cu aflat mai în fața ei sau cu altă trambună mai mare decât are ea, sau cu un buget media mai mare, sau cu influență politică mai mare, sau cu orice altă atunci în momentul de față, plus că Iohannis ar fi și o țintă destul de facilă lui Firea, și atunci îl poate sprijini pe Tudose în orice meci politic care avea interiorul PSD-ului, pe de-o parte cu imaginea ei, pe de-altă parte cu conexiunile ei, pentru că îi convine o persoană care ar putea o să lase pe ea să candideze la președinție. Dragnea nu cred că ar lăsa-o pe Firea de bunăvoie. Și atunci ea își creează singură oportunitatea. Interesant. Dacă asta înseamnă să moară Dragnea, nu cred că o să aprindă o lumânare, o să plângă puțin, dar o să-i treacă repede. Așa cum a plâns și la capătul lui Victor Ponta, că viața politică este cinică. Marius Ghirezan. Ăsta este un scenariu
posibil și discutat oarecum în PSD. PSD-iștii au o frică foarte mare. Cam de vreo 15 ani PSD-ul, da, 17 ani PSD-ul ia bătaie la alegerile prezidențiale, da? Și au nevoie de un candidat. Ei iau în mod regulat bătaie. Năstase a luat bătaie, Gean a luat bătaie, Ponta a luat bătaie, că așa a fost viața. Și acum e o discuție în interiorul PSD-ului, care e mare, e lățit peste România, guvernează lățit și în administrația locală și centrală, și oamenii se uită prin încăpere, domnule, cine candidează în 2019? Și ăsta poate fi un troc, Tudose să rămână cu partidul, cu guvernarea, și Firea să își ia candidatura la președinție, pentru că și-o dorește, mai mult decât Dragnea, că și el și-a dorit să candideze, numai că are ceva necazuri. Poate fi un scenariu interesant ăsta și... Eu n-aș merge pe astfel de scenarii, știți cum îi zicea Churchill, dacă nu am o soluție, mă uit în istorie să văd ce s-a întâmplat și ce soluții s-au aplicat la anumite teme și anumite greșeli. Experiența noastră jurnalistică demonstrează că de 27 de ani PSD-ul nu și-a devorat liderii în timp ce erau la putere. Deci există un sistem autocratic și un sistem piramidal de conducere și nu și-au aruncat peste bord liderul de partid în timpul actului de guvernare, ci în situații de opoziție s-au răsculat anumite tabele. Eu n-aș crede că există o animozitate atât de mare între Firea și Liviu Dragnea și faptul că Dragnea n-ar vrea să candideze Firea la președinție în condițiile în care nu a arătat niciun semn că vrea să candideze domnul Dragnea la președinția Statelor Române. Pe și atunci cine va candida din partea PSD? Așa cum ați spus, domnul Ghilezan, cineva care vrea să riște, în condițiile care știi că pierzi, v-ați duce dumneavoastră să candidați. Deci, sunt trei personaje pe piața politică de la PSD. Firea, Dragnea sau Tudose. A apărut mai nou în povestea asta. Dintre ăștia trei, nu se va selecționa candidatul. Că nu poți să inventeze peste noapte, da, un alt candidat. De unde să-l ia? Din laboratorul Ion Iliescu? Poate le ia pe Șerban Nicolae, nu? Mă gândesc. Liviu Dragnea nu va candida niciodată la președinte. Și atunci cineva care are buget, așa cum a zis colegul nostru, cine vrea să riște? Singura persoană cu visibilitate și notorietate, cum spunea și Alex, și cu bani, este primarul capitalei. Tudose nu o să se lupte cu conștiința lui împotriva lui Iohannis. Adică mă gândesc că e foarte complicat acum pentru Tudose să facă o campanie care să fie și vizibilă și convingătoare, dar și nu-l combat în același timp. Deci eu înțeleg așa, chiar nu merge. Și ăsta este un moment de turnesol în care ies la suprafață toate tensiunile din PSD care au legătură de fapt cu alegerile din 2019. Eu asta înțeleg. Pentru că povestea asta cu codul fiscal, repet, tu lași pe nișa asta să muncească, după ce a venit și a anunțat și s-a umplut de glorie cu ghilimele de rigoare, îi dai la temelie după câteva zile și spui, domnule, e o prostie codul ăsta fiscal. Păi de ce ți-ai lăsat ministrul de finanțe să debiteze prostia asta miercuri sau joia trecută când a ieșit? Domnul Mănăstire, zilele trecute mă uitam și eu pe directivele NKVD-ului, știți? Cred că le știți, nu-i așa? Nu-i așa că le știți? Nu le știu. Alea din 1947 au fost publicate la un moment dat. Păi sunt vreo 45, nu mai sunt toate valabile, că nu se poate, pentru că, mă rog, construind socialismul, dar dintr-o perspectivă diferită decât era atunci, ceva mai puțin grosieră se pare, dar există la un moment dat, nu mai știu care, directiva 41-42 sunt interesante. Una dintre ele spune așa, că nicio decizie politică nu trebuie să fie punctuală și asta se întâmplă în mod permanent de mulți ani, da? Adică nicio lege, nicio decizie. Deci să nu aibă sens. Să nu aibă o finalitate sau să nu aibă sens. Da, exact. Da. Să nu fie rațională. Să nu fie punctual. Ideea este să nu ducă la o finalitate, să fie o jumătate de măsură, să fie proastă, nu contează. Ăsta e sensul punctual, da? Doi, funcționarii să fie prost plătiți și eventual să fie aleși dintre cei mai mediocri posibil. Se întâmplă astăzi în România. Absolut. Și în lumea politică același lucru. Se întâmplă și în lumea politică. Exact. Deci sunt astea niște reguli de bază. Și care au rămas valabile. Nu știu dacă au rămas inerțial, neapărat că s-a transmis așa ca o moștenire testamentară sau... Nu, eu cred că ține de o cultură organizațională mai degrabă și s-a înrădăcinat
în cultura celor vechi și au avut grijă să o transmită și celor noi. Generații, noi mai cu seamă că generația nouă din politică este și mai puțin educată. Nu știu dacă ați observat treaba asta, adică sunt mult mai puțin educați și discernământul lor este afectat de această incultură crasă pe care o au. Dovadă că sunt mulți care spun, debitează niște prostii de nu mai știi ce să spui. Să te miri, să nu te miri, te obișnuiești la un moment dat cu asta. Deși nu e bine. Vom lua acum o scurtă pauză comercială. După publicitate o să discutăm despre starea de sănătate a regelui Mihai. Profităm de prezența lui Marius Ghirezan, care cunoaște de aproape ce se întâmplă în zona casei regale, care este situația regelui Mihai. Scurtă pauză și revenim.